și una de nopți. În cea de-a 188-a noapte continuă povestea cu Camaralzaman și cu Budur, cea mai frumoasă lună dintre lune. Apoi sultanul urmă: Doar mâine, Camaralzaman. În ce zi avem să fim, știi? El răspunse: Firește, are să fie duminică și apoi luni, apoi marți, miercuri, joi și la sfârșit vineri, ziua cea sfântă. Sultanul zise: O copilul meu, o Camaralzaman, departe de tine orice piază rea. Dar ia mai spune-mi, cum se cheamă la arabi luna în care ne aflăm? El răspunse: La arabi se cheamă Zulchidă, după ea vine luna Zulhighe, apoi va veni Muharram, urmată de Șafar, de Rabia la Ual, de Rabia al-Thani, de Geama Dialuala, de Geama Dialtania, de Radgheab, de Șaban, de Ramadan și la sfârșit de Șaval. Atunci sultanul fu până peste margini de bucuros și liniștit astfel de starea fiului său. Se întoarse spre vizir și îl scuipă între ochi și îi spuse: Nu mai este alt nebun în afară de tine, hoașca nenorociților! Iar vizirul clătină din cap și vrut să răspundă, dar se opri și spuse: Să așteptăm, oleacă, sfârșitul! Ori sultanul îi spuse apoi fiului său: Copilul meu, închipuiește-ți că șeicul ăsta și hadâmbul ăla de păcură au venit să-mi bodogănească vorbele cu tare și cu tare pe care le-ai fi spus tu despre nu știu ce fată care și-a petrecut noaptea cu tine. Spune-le așadar în față că au mințit. La vorbele acestea, Camaralzaman zâmbi cu amar și îi spuse sultanului: O, părinte al meu, să știi că chiar nu mai am nici răbdarea cuvenită, nici chef să mai îndur gluma asta care, așa îmi pare, a durat cam prea destul. Fie-ți milă, cruță-mă de canon și nu mai adăuga niciun cuvânt în privința aceasta, întrucât simt că lăunturile mi s-au uscat de tot în urma ceea ce m-ai făcut să îndur până acum. Ci, o, părinte al meu, mai află și că acum sunt pe deplin hotărât să nu te mai necăjesc și primesc să mă însor cu acea copilă frumoasă pe care ai binevoit să mi-o trimiți azi noapte să-mi țină tovărășii în pat. Am găsit-o vrednică de dorit și numai vederea ei mi-a și înviforat sângele. La vorbele acestea ale fiului său, sultanul strigă: Numele lui Allah fie asupra-ți și împrejurul tău, copilul meu! Ferească-te el de farmece și de sminteală! Ha, fiule, ce vis urât vei fi avut de vorbește asemenea vorbe! Și ce lucru așa de greu vei fi mâncat aseară încât mistuirea să fie avut atare urmare nenorocită asupra minții tale! Fie-ți milă, copilul meu, liniștește-te! Niciodată în viața mea nu am să te mai necăjesc! Și afurisite să fie și însurătoarea și ceasul însurătorii și toți cei care au să mai pomenească de însurătoare! Atunci Camaralzaman îi spuse tatălui său: Vorbele tale sunt deasupra capului meu, o părintele meu, ci jurem mai întâi pe jurământul cel mare că nu ai nicio știre despre întâmplarea mea de azi noapte cu fata cea frumoasă care, precum am să-ți dovedesc, a lăsat asupra mea mai mult decât urma unei fapte împărtășite. Și sultanul strigă: Îți jur pe adevărul cel sfânt al numelui lui Allah, Dumnezeul lui Musa și al lui Ibrahim, care le l-a trimis pe Mahomed printre oameni îndreptățeșii a hodinii și a mântuirii lor. Amin! Iar Camaralzaman spuse și el: Amin! Ce îi spuse tatălui său: Acum, ce ai zice dacă ți-aș arăta dovezile despre trecerea copilei prin brațele mele? Sultanul spuse: Ascult! Și Camaralzaman urmă: Dacă, o părinte al meu, cineva ți-ar spune: Noaptea trecută am sărit din somn și am văzut dinaintea mea pe unul gata să se rupte cu mine până la sânge.
Eu atunci, măcar că nu voiam să-l străpung, am făcut fără de voie o mișcare care a înfipt paloșul meu drept în pântecele gol al aceluia. Iar dis de dimineață m-am trezit și am văzut că paloșul meu era într-adevăr pătat de sânge și de spumă. Ce ei zice, o părinte al meu, aceluia care după ce ți-ar fi spus asemenea vorbe, ți-ar arăta paloșul însângerat? Sultanul spuse: I-aș spune că numai sângele, fără de leșul potrivnicului, nu este decât o jumătate de dovadă. Atunci Camaralzaman spuse: O părinte al meu, și eu, azi dimineață la trezire, îmi văzui tot pântecele plin de sânge. Ligheanul care se mai află la umblători are să-ți dea dovada. Și dovada încă și mai temenică, iacă-tă inelul copilei, pe când al meu a pierit, precum vezi. La vorbele acestea, sultanul dete fuga la umblători și văzu că, într-adevăr, ligheanul cu pricina... În clipita aceasta a istorisirii sale, Scheherezada văzu că se luminează de ziua și, sfioasă, tăcut.